Bună seara! V-a fost dor de mine și de Jamila. M-ai slăbit, fată? E, de la legume. Mănânci legume? E, nu, le sap. Da. În această seară avem o rețetă specială pentru dumneavoastră de sărbători. Piftia la Telorman sau, mai bine zis, 50 Shades of Grey. Păi da, asta, așa e. Da. Stimați telespectatori, se ia o ureche de porc de șmangalita de la fermele lui Livichiu din Telorman. Că-s pe numele lui Fimiu. Și o fierbem după ce o frecăm. O frecăm? O frecăm! Urechea! Da, cu usturoi. Și se mai adaugă în oala aia niște apă micelară. Rât de pesedis, de păsta, pardon, gheare de porc, buze silicoane, tot ce are o scroafă modernă din 2023, că-și pun buze gel și... Ia te gândești la Irina, tu te mai dracu cu Irina ta, ia te gândești la Irina, că iarăși mă enervez. Nu, că iar am tensiune 2.20 și să știți că se fierbe până se obține gelatina aia care tremură ca în filmul ăla 50 Shades of Grey, da? Stimați telespectatori, piftie de casă în traducere. E o piftie dominatoare. Te bate în stomac, efectiv. Deci, stăpâne! Da. Și închideți ochii acum, dar iată farfuria. Ta-na-na! Ta-na-na! Păi asta, păi asta nu-i piftie, asta e salată, mă, Liviu! Păi dar tu erai la piftie, că bă, povesteai că se bate, ești nebun, mă, Liviu, păi mă! Păi tu m-ai văzut, păi, Jamilo, cât costă carnea de porc, ești normală? Păi trebuie să le dăm populației ce își permite ăștia săraci să mănânce acasă. Păi de unde au bani ăștia, mă, după atâția ani de guvernare PSD, că iar mă enervez? De unde au o bandă de porc? Păi dreptate, ai dreptate, mă, Liviu, te ești deja... Mânca salată cu 90% cartofi de sărbători și vă uitați la televizor, că vă spun pe aia dreaptă, cum mănâncă ciolacul cu ciucă piftie, că iar mă enervez. N-am să te mai enerva, stimați telespectatori. Se mănâncă împreună cu un pahar de țuică fiartă alături de Livichiu. Jamilo, ce țuică fiartă, dragă mea? Păi mergem în Brazilia și îți fierbe băiatul tău, îți fierbe niște cipiarini ai de-aia. Cipiarini din aia? Îți fac la halbă, la drac. Te iubește, Jamila. Avem un mesaj pentru dumneavoastră. Sărbători, zici și tu. Sărbători fericite. Fericite. Să nu mai zici de Irina aia că te ia dracu, cu tot te părăsesc. Ia vezi, cam te mai maioneză. Rosnește mazărea în gură? De când s-a despărțit de Irina Dragnea, nu mai suportă cruditățile. Ia zi. Așa e, apropo de crudități, îi cad rău la stomac și îi provoacă reflux gastroesofagian. Cu alte cuvinte, tinerele îl ard și la propriu, dar mai ales la portofel.